Bună, drăguții mei! Bună, sufletele frumoase! Vin astăzi către voi cu o etalare într-o singură variantă de răspuns. Ne vom uita la energia persoanei de care voi sunteți interesați sau interesate, doamnelor. Să nu știu, facem așa o etalare simplă, o etalare în care încercăm să aflăm mai multe informații, spionăm cumva, e un fel de spionaj uh, sentimental, Încercăm să intrăm în, un pic în mintea, în sufletul persoanei de care voi întrebați astăzi pentru a afla mai multe informații sau poate găsim acolo un răspuns sau, eu știu, vedem, vedem vedem ce ne iese. Bun, nu am pus aici niciun pachet de oracol. Încercăm direct cu tarotul, vedem ce ne iese. În funcție de ceea ce ne iese, o să alegem un titlu iar în funcție de titlu pe care voi o să-l vedeți, Uh, veți ști dacă aici sunt mesaje pentru voi sau nu. Bun, dragii mei, haideți să vedem. Vreau să tai cărțile prima dată. Le-am curățat, le-am amestecat, m-am uitat prin ele să nu am nicio carte întoarsă pentru că o să întorc 5 cărți din acest pachet și să începem. Hai să vedem. Două. 3 4 5 Am dat avut, am avut tendința să întorc optul de de cupe, dar pentru că l-am văzut, am zis hai să mai amestec un pic. Deci în unele cazuri este posibil să fie vorba de cineva care își dorește foarte mult o reîntoarcere. Acum depinde că această persoană vrea să, ca voi să vă întoarceți sau că această persoană își dorește să revină la voi. A fost acolo o tendință, o tentație de întoarcere. Bun, hai să vedem. Oh, am văzut și zecele de băte. Bun, hai să vedem. Le lasă cadă, da? Cum se simte această persoană în acest moment sau cum este în viața sa? Ce simte pentru voi? Să o facem în stilul meu. Ce simte pentru voi? Ce sentimente are pentru voi? Oh, ho, 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 ho. Măi, mai, mai, mai. Deci mi-a picat una dintre cele cinci cărți întoarse și mi-a picat într-o poziție întoarsă. Deci -e bine, -e bine. E un 5 de bâte. Duce lucrurile la extrem. Ce simte pentru voi. Ok, ce gândește în legătură cu voi. Wow. Am uh, început cu stângul. Ce gândește în legătură cu voi. Ok. Uh, ce vine din trecut? sau ce a lăsat în spate, ce vine din trecut. Și avem un 10 de cupe. Ok? Ce avem în viitorul apropiat și le lăsăm așa momentan, iar apoi mai întrebăm. Le clarificăm, vedem noi ce facem aici. Bun. Hmm. Hmm. Nebunie, nebunie. Hai să le întorc pe toate, să văd. Regele de spade, se simte așa, ce gândește. Și aici, viitorul apropiat. E, în legătură cu voi, deci această persoană de care voi întrebați, păi avem de a face cu un rege de spade că e doamnă, că e domn, nu contează e un rege de spade, regele de spade ce face? Gândește rațional dă la o parte sentimente dă la o parte emoții, dă la o parte tot ce ține de suflet și își pune creierul în funcțiune regele de spade de obicei ia decizii foarte raționale și în dragoste, și peste tot. Regele de spate nu pune prea multă valoare pe emoții, nu pune prea multă valoare pe iubire. Uh, nu zic că nu simte. Simte, dar nu știe să-și exprime ceea ce simte. Nu știe să-și exprime, nu știe să spună, nu știe să declare. Uh, nu neapărat că nu știe, dar nu este în caracter, mai repede aș spune. Nu stă în caracter. Totuși, Simte conexiunea dintre voi doi destul de puternic. De ce? Pentru că telepatic voi comunicați. Are pe umeri soarele și luna. Soarele și luna, când apar împreună, mai ales într-o singură carte, persoana asta simte telepatia dintre voi doi, simte conexiunea dintre voi doi și nu înțelege de ce o simte încă. Pentru că rațional el crede că nu este normal, că nu este corect, că nu este bine. Uh, probabil că în unele cazuri v-ați despărțit, probabil că de o perioadă destul de nelungată de se vede cana mea aici, uh, consideră că această relație nu are potențial, consideră că ceea ce simte este o iluzie, uh, ia totul așa cum este brut, nu, nu nu știe de ce simte asta, nu știe de ce există comunicarea asta telepatică între voi doi, nu știe de ce încă se mai gândește la voi. Bun, Indiferent cine e persoana asta. Bun. Cum gândește despre voi? Ce gândește despre voi? Gândește despre voi că voi ați mers mai departe, că sunteți bine, că sunteți în echilibru. Gândește că ați făcut pași importanți în viața voastră, că nu mai aveți nevoie de el sau de ea, că că sunteți bine, că v-ați echilibrat, că v-ați găsit pacea sufletească, că sunteți persoane care galopați către stabilitate, către că v-ați vindecat. Asta consideră. Consideră că v-ați vindecat, că sufletul vostru uh, e departe, că nu mai aveți sentimente pentru ei. Pentru că dacă ați fi avut, ați fi comunicat, cam așa gândesc ei. De ce nu comunicați sau de ce nu le spuneți în, un, în unele cazuri, nu în toate cazurile. În cazul în care nu există comunicare între voi. Ce vine din trecut? Păi vine un 10 de cupe. Uh, persoana asta a simțit multă bucurie lângă voi, multă fericire în trecut. Persoana asta a fost împlinită, dar în unele cazuri probabil că nu. O să și clarificăm în 10 de cupe. Uh, în unele cazuri probabil că nu a realizat că atunci când au fost alături de voi, au, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Așa consider acum. Așa văd lucrurile acum totuși consideră că nu există un viitor între voi. Pentru că am un patru de cupe. Consideră că nu mai există nimic, că ce a fost frumos a rămas în trecut, că iubirea asta voastră nu are niciun viitor. Cu patru de cupe, vedeți voi, ei se uită cumva către trecut, e ca și cum ce a fost frumos sau ce a... potențialul a rămas în trecut, fericirea a rămas în trecut. Se uită peste umăr, într-adevăr, dar încearcă să ia deciziile într-un mod rațional, pentru că avem regele ăsta de spade. Deci, nu pun mare accent pe iubire în această perioadă, ci pur și simplu au o doză de regret. Există o doză mare de regret aici. Probabil că la un moment dat au făcut o alegere și, după cum vedeți, pe voi v-au lăsat în urmă și au ales o cupă mai mică. Adică, ce a fost frumos, ce a fost bun, ce a fost au lăsat în spate, nu știu de ce, voi știți mai bine, uh, dar cupa i-a rămas aici. Încă se uită către cupa asta, încă și-ar dori -o. dar au impresia că nu, nu se mai poate, că e prea târziu. Simt un, am un sentiment așa de prea târziu, este prea târziu pentru noi. Bun. Haideți să, să mergem mai departe, să vedem aici. Ce simt în acest moment pentru voi? Păi avem cinciul de bastoane întors invers poate fi vorba și de gelozie, poate fi vorba de o competiție pe care ei simt că au pierdut-o. O competiție între ei și o altă persoană. Din viața voastră, probabil. Probabil că voi, la un moment dat, ați făcut o altă alegere, ați ales pe altcineva. Ei asta simt. Simt că au pierdut o luptă, că au pierdut războiul ăsta, că v-au pierdut. Că ce mai încoași încolo, că v-au pierdut. Poate că la un moment dat au fost și agresivi cu voi, e posibil. Au simțit atât de multă gelozie încât și-ar fi dorit să, să vă rănească, dar să vă rănească într-un fel fizic pentru a vă face pe voi să simțiți durerea pe care o simt ei în suflet. Au simțit atât de multă gelozie încât și-a pierdut controlul. Poate fi și asta. Ce mai simt pentru voi? Avem asul de pentacule. Simt că ar fi putut construi cu voi. Simt că au ratat ocazia, pentru că avem patru SA de cupe aici. Simt că au ratat ocazia, că e prea târziu, că au văzut prea, prea târziu uh, potențialul ăsta din voi. Că au observat prea târziu, că a fost... Cumva au fost orbiți, poate, de cei din jurul lor și asta poate fi. Ce mai simt ei pentru voi? Simt că au fost prea multe persoane împotriva acestei relații stabile. În cazul în care ar fi existat o relație stabilă între voi doi, ar fi fost foarte multe persoane împotrivă. Și asta. O să mai și le clarificăm să vedem. Ia să vedem. Hai să vedem. E posibil ca povestea să schimbe un pic în momentul în care începem să clarificăm. Ce gândesc? De ce e opt ăsta de, de bâte? În unele cazuri își doresc. Își doresc comunicare. Își doresc să comunice dar se temperează, se blochează, se opresc, se opresc. Au impresia că e mai bine așa. Au impresia că în momentul în care o să deschid această comunicare cu voi, se vor împiedica din nou de obstacole, pentru că aici în optul de băte există obstacole. Există obstacole, vedeți? Persoana asta sare niște garduri. Și nu știu dacă s-ar mai duce în trecut, sau nu. Probabil că e cineva din trecutul vostru cu care voi ați încheiat o legătură. Probabil. Hai să mai vedem. Hm. Ce vrea să ne spună optul de. o, oh, iluzii. Da, iluzii. Cu șaptele de mirror, de oglinzi, iluzii. Uh își doresc comunicare, într-adevăr, în sufletul lor, acolo, în mintea lor, undeva, nu chiar, cumva se gândesc. Parcă, totuși, ar fi bine oare să comunic, dar dacă aș deschide această legătură, aș deschide această comunicare, uh, oare n-ar fi un timp pierdut, oare nu m-aș împiedica iarăși de aceleași obstacole de care m-au împiedicat cândva, oare nu este doar o iluzie, Este nu poate e doar în mintea mea persoana asta, poate că se gândesc că voi aveți opțiuni, că i-ați tratat ca pe opțiune sau poate că ei v-au tratat ca pe opțiune și nu prea îndrăznesc să vă contacteze. Văd un blocaj aici totuși. Ia să vedem. 4 de, pen, de pentacule de băte. Acasă. Acasă. Măi, cu temperanța aici și cu patru ăsta de spirale, eu zic că ei consideră că voi v-ați găsit liniștea că voi v-ați găsit echilibru, că voi ați mers mai departe, că ați construit o casă sau că ați construit o stabilitate cu altcineva, că v-ați găsit perechea potrivită. În alte cazuri, este posibil ca această persoană să gândească că voi sunteți casa lor, sunteți liniștea lor, dar e o casă părăsită aici, vedeți voi? E adică ca și cum o casa asta e cam părăsită, eu nu vă locui, nu văd pe cineva să locuiască în casa asta. Este ca și cum au ratat și aici cu patru asta e clar că au ratat ocazia cu voi. Au ratat. Consideră că e prea târziu, că nu mai au la ce să se întoarcă sau că voi nu mai aveți la ce să vă întoarceți. Se consideră într-un fel a fi o ruină și asta mai poate fi. Se consideră inferiori vouă. Parcă nu au ce să vă ofere. Simt că nu au ce să vă ofere. Hai să vedem, cei cu 10 de cupe aici frumos, în trecut. Mm, cavalerul de pentacule, de. Ce tot am de le Iurea? Cavalerul de, de băte. Păi, se pare că în trecut ei au avut energia de on-off uh, și nu au apreciat. Nu au realizat, nu au apreciat, au fost cumva, nu au știut să vă ofere, v-au cucerit sau. A fost o aventură între voi. Ei au, ei au simțit bucurie, fericire, au crezut că așa va fi pentru totdeauna. Și între timp au realizat că lucrurile de fapt nu stau chiar așa. Adică nu v-au oferit stabilitate, nu prea va oferi nimic. Cavalerul ăsta de. vedeți, vine și cucerește. Aici avem un pirat. El vine și cucerește. Vine, fură, ia ce îi place, se bucură, se simte bine și pleacă. Se duce către următoarea corabie. Poate mai găsește și acolo ceva mai bun. Dar în prezent realizează că toată această împlinire, toată această fericire cu zecele ăsta de cupe a rămas în trecut. Aici e, aici e buba. Este ca și cum abia acum își dau seama, abia acum uh, realizează că ce-au trăit cu voi probabil că nu o să mai trăiască niciodată. Probabil că nu o să mai existe a doua șansă. Ei tot au zburat așa, uite, ca albinuța asta de aici ca și gărgărița asta, au zburat așa din floare în floare, au crezut că așa va fi mereu, au crezut că o să poată la infinit să ia tot ce și-au dorit și să nu ofere nimic în schimb, dar de aceea a rămas și în trecut cele de cupe. Deci în prezent ei realizează de fapt faptul că au trăit atunci cu voi nu se găsește pe toate drumurile. Cam asta realizează în prezent și deși este dureros, probabil că vine ca și o consolare pentru voi într-un fel sau altul. Hai să vedem. Ei. Mi s-au întors mai multe. Doiul de spirale, alegeri, sunt foarte multe că nu pot să le iau. Doiul de spirale au făcut o alegere da, vedeți voi. În doi ăsta de spirale de aici. Asta e un doi de bâte, cum ar fi. Uh... da, au fost înconjurați de frăguțe. Știți ce sale frăguțe? Căpșunele sălbatice micuțe, care sunt extrem de gustoase. Și ei au ales un vierme, de fapt. Ia uitați-vă. Ei au ales un vierme. Voi le-ați oferit foarte mult aromă, le-ați oferit foarte mult parfum, le-ați oferit ceva frumos, dar ei au luat tot ce au știut ei, viermele. Da, ei sunt cu viermele în cioc. Deci alegerea pe care au făcut-o a fost cu mult inferioară vouă. Pentru că ei nu v-au văzut valoarea. Pentru că, cum să spun, ei au ales ce le-a fost mai la îndemână. Cam asta văd aici au ales ce le-a fost la îndemână, au ales ce le-a le adus uh, confortul, fără să facă prea multe eforturi. Ok. Hai să văd totuși o carte aici. Turnu. Turnu, 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 turnu. Aici o despărțire, poate fi turnul ăsta, niște fundații dărâmate, ceva șocant, mai poate fi... Mai dăm o carte peste turnul ăsta. Steaua, wow! Am impresia că în prezent au realizat faptul că voi sunteți altfel. Am impresia că unul dintre voi e posibil să fie o persoană publică. Unul dintre voi e posibil să strălucească așa cum nu și-a imaginat vreodată celălalt. Dacă vă uitați aici, sunt persoane care ascultă ce are de zis persoana asta. Unul dintre voi a ajuns mai sus decât celălalt. Probabil că abia acum a existat o trezire. E un șoc aici cu turnul. Ceva, ceva șocant și steaua. nu o luăm cu zodiile, că dacă vorbim despre zodi, avem aici clar Vărsătorul. Mi-arată foarte mult, mi-arată Săgetător. În fine, nu vreau chiar să exprim, să vorbesc despre zodi. E probabil energia acestor zodi uh, Cu turnul și steaua, wow! Aici e așa o, o trezire, o trezire, niște fundații dărâmate, niște... Persoana asta va a văzut într-un mod diferit în trecut și vă vede cu totul altfel acum. Și probabil că au avut așa o... o scânteie, ceva de sus a venit și le-a deschis ochii așa brusc cu turnul ăsta. Adică nu le-a venit să creadă de aceea apare și părerea asta de rău aici, este ca și cum, wow, stai un pic că persoana asta e diferită, nu e așa cum am văzut -o eu în trecut, oare de ce n-am apreciat-o? E ceva aici, ia să vedem, wow, da, nouăle de, nole de spade, nouăle sta de scrolls înseamnă nouă de spade, nouăle de spade, vedeți voi, uh... Aici e o persoană care jelește la un mormânt, adică îi pare rău că totul s-a terminat, îi pare rău că nu mai vede niciun fel de șansă în viitor. Vede lucrurile încheiate, uh, îi pare rău pentru că a ratat, a ratat ocazia cu voi. E un regret aici în patru de cupe, e un regret, o dezamăgire, o... a pierdut ocazia, e prea târziu, cam asta simt. Hai să vedem. De ce e cinciul ăsta de bastoare întors invers? cei cu conflictul ăsta interior atât de, de puternic? Conflict. Ok, s-a întors magicianul, dar ce a căzut? Regina de Pentacule și magicianul. Da, Regina de Pentacule probabil că au un preajmă, au un preajmă, o persoană E posibil să aibă împreajmă o soție în cazul în care vă întrebați de un domn. O mamă sau o persoană care le-a impus anumite lucruri sau poate că persoana asta e geloasă, poate că au persoane geloase în jur. Ar fi o variantă. O altă variantă cu magicianul și regina de, de spade vă manifestă sau v-au manifestat sau încă încearcă să schimbe ceva, deși... În sufletul lor, în sufletul lor cu magicianul și cu regina asta de pentacule, cumva ar dori să vă ofere ceva. Vedeți, aici sunt două păsări. Uh, cumva ar dori să vă ofere ceva, să vină către voi cu o ofertă inteligentă. Cu o ofertă inteligentă, o ofertă de stabilitate, dar... Pentru că am și asul ăsta de pentacule, în unele cazuri parcă, parcă, parcă ar mai vrea să încerce, parcă ar vrea să mai încerce odată. Dar uh, asta e numai în sufletul lor, cumva, în adâncul inimii lor, era, ei parcă ar mai vrea să mai încerce odată. Deși sunt conștienți de faptul că au pierdut, că au ratat ocazia, că e prea târziu, că voi aveți stabilitatea voastră, că v-ați văzut de ale voastre mai departe, că aveți o viață frumoasă, ceva i-a trezit. Ceva i-a trezit în prezent cu turnul ăsta și steaua um, le-a aprins cânteia și nu știu ce ceva le-a aprins cânteia ia să vedem asul asul, asul ce a aprins cânteia nu oamenii ăștia hmm, hmm. șaptele de spirale Asta e un șapte de bastoane. Aici ursul cam scoate nasul din bârlog. A existat o perioadă îndelungată în care nimic nimic nu s-a întâmplat. Și persoana asta cu șapte ăsta de spirale, cumva vedeți voi se teme. Se teme să înfrunte situația asta și regele de pastoane, adică regele de foc, o persoana într-o zodie de foc, o persoană cu ceritoare, o persoană care are foarte multă pasiune. Totuși se teme cumva, nu știu cum să spun, e ca și cum și vrea și nu vrea. În adâncul sufletului ar vrea un nou început cu voi, dar totuși știe că nu e bine. Știe că nu e bine, știe că e prea târziu, știe că... Da, fuge, fuge cumva de emoții, le respinge. Nu se simte atât de puternic încât să facă față acestor emoții, acestor gânduri, încearcă să și să se apere de gândurile astea pe care le are, de sentimentele astea pe care le are vizavi de voi. Nu știe dacă mai este atât de atractiv sau atractiv în fața voastră, în ochii voștri, cumva așa, așa se uită, știi? Ca și cum oare mai am magia asta? Oare mai am puterea să cuceresc această persoană? Oare această persoană mai mă vede atât de frumos sau frumoasă cum mă vedea cândva? Are așa un fel de dubiu aici, vedeți voi? cu magicianul, cu regele ăsta de băte, care regele de băte de obicei are un șarm aparte și aici cumva se, se ascunde în spatele la niște stânci. E ca și cum scot un pic nasul și să văd care e treaba. Oare a venit primăvara sau nu? Sau încă iarnă? Oare am vreo șansă sau nu? E un fel de speranță aici e ceva de genul speranța moare ultima dar am impresia că hiberna persoana asta pentru o perioadă destul de lungă e ca și cum o perioadă destul de îndelungată nu a făcut absolut nimic și acum încearcă ușor, ușor, așa să scoată năsucul să vadă în ce ape se scaldă dar uh, nu știe sigur N -n -n, nu știe sigur și ar cam dori aici ceva ceva, ceva ar vrea dar e măcinat E măcinat de persoanele din jurul său, e măcinat de gelozie, e măcinată de tot felul de influențe exterioare, să zicem. Hmm. Poate că are împreajmă, dacă este un domn și întrebați de un domn, poate are împreajmă o soție geloasă, poate are persoane geloase, poate are persoane care sunt potriva relației voastre. Hmm. E așa, la ce simte în acest moment? Hai să mai vedem. Ce intenționează? Ce intenționează? Care sunt intențiile în legătură cu voi? Ok. Ce avem aici? Cavalerul de... de. Nu intenționează nimic, se uită. Vedeți? E un fel de. Cavalerul de spade. Se uită, dar. Cum să zic eu? Aici, în cărțile astea, vedeți aici, cavalerul de spade de obicei se mișcă și vine și e impulsiv și își dorește și se mișcă repede. E, aici nu prea se mișcă repede. În mintea sa, da, vine către voi. În mintea sa e atitudine, vine, face, drege, dar în realitate nu prea face mare lucru. Proiectează. Proiectează, își face filme, cum s-ar spune. Da Se gândește, oare, dacă fac o mișcare, dar nu face nimic. Dacă fac o mișcare, ce se va întâmpla? Ca și intenții. Deci, cumva, cumva se gândește, dar nu prea știe ce să facă. Ia să vedem. Ar avea intenția să vină, ar avea intenția, dar nu, nu știu dacă chiar. Na, iar șaptele de. mai așteaptă. Uu, și la capătul pachetului, uite, ce s-a oprit la treiul de spade și nouăle de, da, știți ce se întâmplă aici? Oh, ho, oh, oh, ho, oh, aici e vorba de și de un triunghi amoros, mai mult ca sigur, sau ieșiri cu prietenii, băutură mai poate însemna nouăle ăsta de oglinzi, Băutură mai poate însemna. Probabil că în momentul în care iese cu prietenii și consumă alcool sau consumă ceva, simte rănile astea mult mai profunde decât în momentul în care nu... Da, simte așa o și atunci are intenția să vină către voi. Da, și îndrăgostiți, e clar. Dar, tot timpul, vedeți voi, are momente când ar vrea să vină. Dar, dintr-o dată, își pune stop cu șaptele de pentacule. Zice, nu, nu-i bine, mai aștept, nu, nu. Ce fac? Unde mă duc? Că nu-i bine. Acum, voi știți ce situație e între voi și fiecare cu situația lui, dar astea gândurile și ce vrea și ce simte această persoană să facă vis-a-vis -vis de voi. Am impresia că nu știu ce v-a făcut în trecut. Mă gândesc aici că având piratul ăsta în trecut, nu prea a fost serios în legătură cu voi sau serioasă. Hibernat aici a stat o perioadă destul de îndelungată în care nimic, nimic nu s-a întâmplat. Perioada asta îndelungată, de pauză dintre voi doi, n-a făcut altceva decât să pun această persoană și mai mult în așteptare, pentru că e ceva de genul, băi, dacă n-am vorbit cu omul ăsta sau cu femeia asta doi ani, mă trezesc eu acum să ce, să-i scriu, ce să scriu, ce să zic, ce să fac. Nici nu știe cum să înceapă, nici nu știe dacă ce ar putea să facă, dar ceva trezi persoana asta de curând ceva a scos persoana asta din hibernare. Poate că v-ați întâlnit de curând, poate că a văzut o postare cu voi, poate a văzut o poză cu voi, poate a văzut ceva ce i-a dat acel zvâc, ca și cum, băi, ia stai un pic să văd eu. ce mai face cu sau cu Parcă așa i-a dat o trezire, nu știu cum să zic, la realitate. Dar în același timp, e clar că, dar nu, nu numai atât, a trezit-o într-un mod, wow, Știi? E ca și cum, wow, persoana asta a ajuns cineva. Pentru că aici e steaua, avem steaua, steaua, e atunci când tu te realizezi, când tu te vindeci, aici avem iarăși temperanța, felul în care uh, persoanele astea se gândesc la voi, e clar că au tendința să creadă că voi sunteți bine, că sunteți ok, că ați ajuns sus, că ați ajuns mai bine decât ei și ei cu ce s-au ales. S-au ales cu cupa asta mică. Adică au încercat la un moment dat să aleagă, pentru că acolo ați văzut că am uh, văzut doi acela de, pentacul, de pentacule de bâte, la un moment dat uh, au încercat să aleagă între voi și cineva și se pare că au ales până aucules, adică au cules, adică s-au ales cu ce, cu oferta aia mai mică. Pentru că nu au văzut valoarea din voi, nu au văzut-o la momentul acela. Au crezut că se poate așa, că merge și așa, Probabil că le-ați oferit totul în trecut, într-un mod sau altul. Și au crezut că pot veni tot timpul să se alimenteze de la voi cu energie bună, cu pozitivitate, cu bucurie, că, pot, că la voi tot timpul e ușa deschisă. Iar atunci când s-au trezit, când au realizat de fapt că stai un pic, că, uite persoana asta parcă e altfel decât o vedeam eu în trecut, parcă s-a îndepărtat de mine cu steaua și asta poate fi s-a produs o ruptură aici și persoana asta s-a îndepărtat. Că turnul și steaua așa asta poate fi o ruptură și o îndepărtare. V-ați îndepărtat că așoastea, voi ați mers mai departe, v-ați văzut de drumul vostru, de calea voastră, voi v-ați realizat, probabil că în unele cazuri și aspectul fizic s-a schimbat la voi, probabil că ați devenit mult mai atractive sau atractivi, nu știu, ceva s-a schimbat la voi. A existat o schimbare, o schimbare care a fost ca o palmă grea pentru persoana asta. Hai să vedem mai departe. Așa văd lucrurile în momentul ăsta. Are regrete aici, cu noul ăsta de spade și cu. are regrete. Are multe să vă spună, totuși. Ar avea totuși ceva să vă spună, parcă ar vrea să comunice, ar vrea să vorbească, dar nu poate, nu comunică, nu spune nimic. Vedeți, astea sunt gânduri, sunt gânduri pe care le ține închise pentru sine nu le poate transmite pentru că nu mai are cui, simte că nu mai are cui. E ca și cum, ce să-i mai spun? Ce să mai, ce să mai fac? S-a îndepărtat prea mult de mine persoana asta, e prea sus. Deși v-ar spune, ar veni către voi să vă spună, uite ce am pățit, prin ce am trecut, ar vrea să comunice într-un fel sau altul, dar nu are curajul. Nu are curajul pentru că vă vede prea sus. Sau simte că nu mai are rost, că nu, că nu l-ați ascultat sau că n-ați ascultat-o, că nu are sens cu patru ăsta de cupe. Vedeți? E ca și cum mă mulțumesc cu ce am. Că ce a fost frumos am lăsat în spate. Cupa asta plină de lumină, vedeți? Lumină multă în jur. Și cu ce m-am ales? Cu o cupă mică și amărâtă, sfrijită aici. Dar care era mai potrivită, dacă vă uitați mai bine, e potrivită mărimii sale. <gântu -și> nu știu cum să zic. <gântu -și> este ca și cum. a merita persoana asta. Nu merita mai mult de atât. Pentru că voi erați prea mult. Numai că abia acum vede, abia acum realizează. Ok. Tângește încă, tângește, dar. Știe, e conștientă și nu e proastă persoana de care vă întrebați, pentru că Regele de Spade e o persoană foarte inteligentă, e cel mai inteligent de fapt din toate cărțile. Uh, știe, conștientizează faptul că e prea târziu, conștientizează în unele cazuri, nu în toate cazurile. Conștientizează faptul că e prea târziu sau că a ratat și că asta e, poate în altă viață ceva în genul ăsta se gândește în acest moment. Hai să vedem ce intenție are, nu, ce va face, ce se va întâmpla pe viitor. Hai să vedem totuși care e potențialul aici. Care este potențialul acestei legături? Interesantă povestea la voi. Ia să vedem. Care este potențialul acestei legături? Ce se va întâmpla pe viitor? va comunica, nu va comunica, va veni către voi, nu va veni către voi. Ce va face? Treiul de pentacule. Și mai vreau o carte. Optul de pentacule. Și aici ce avem cavalerul de pentacule. Mm. Ok, și astea două care nu s-au întors, ce avem? Optul de spade, mai, 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 mai. Și aici, nouăle de pentacule. Păi nouăle de pentacule, e clar că persoana asta va încerca să vă ajungă din urmă, va încerca să crească. Cu nouăle astea de pentacule se simte singur. Poate că și voi vă simțiți singuri. Poate că ambii în părți diferite cumva, încercați fiecare să creșteți. Încercați să creșteți. Cred că rămâne un grad așa de fidelitate, dar și prietenie între voi doi. Avem 800 de spade, aici sunt niște obstacole care trebuie să depășite. Cumva în poziția asta este ca și cum obstacolele astea sunt ușor de depășit, sunt foarte ușor, dați mentale. Uh, Cumva împărțit în două carte, asta îmi rămâne un patru de spade, ca și cum este iarăși o perioadă de stagnare, o perioadă în care nimic nu se întâmplă. Deși ar fi foarte ușor să se treacă peste acest blocaj. De ce nu se trece? Din cauza unui trei de pentacule, unei a treia energii, unei a treia părți implicată în toată această legătură. Știți cum e aici? Parcă fiecare cu proiectul său. Iar așa, aici avem un opt de pentacole, foarte multe pentacole. Deci e ca și cum fiecare se axează pe muncă, fiecare dintre voi se axează pe stabilitatea sa, dar fiecare cu treaba lui, pentru că nu le de pentacole, ești singur, cumva. În... singur, dar împreună. Nu știu cum să zic. Vedeți voi. Parcă fiecare e singur, indiferent că sunteți în relații diferite sau indiferent că e un grad așa de prietenie între voi, dar în același timp fiecare se axează pe cariera sa. Și lucrurile între voi, din punct de vedere sentimental, nu văd cupe pe viitor, vedeți voi, nu văd cupe, văd foarte multe monede, 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 monede. Și îndrăgostiți aici, și iarăși regina de pentacule și cavalerul de bastoane. Da. Am impresia că voi, doamnelor, voi vă doriți stabilitate multă. Sau unul dintre voi își dorește stabilitate din toate punctele de vedere. Ca aici mi apare cavalerul ăsta de pentacule, o persoană care se mișcă foarte încet, în special când e vorba de alegeri importante. Nu știe niciodată ce să aleagă, nu știe niciodată ce este mai bun, după cum am văzut și aici. Um, alege energii de pământ, adică pământene, nu neapărat de pământ, pământene, um, care nu sunt într-o vibrație prea înaltă, adică nu. Având în vedere că avem și regele de spade aici, este ca și cum persoana asta nu are nevoie de cineva inteligent, nu are nevoie de. Um, o persoană care să fie mai sus decât el sau decât, decât ea. Are nevoie de cineva care să-i mulțumească nevoile de zi cu zi. Pentru că am văzut alegerile pe care le face. Alegerile pe care le face sunt Regina de Pentacule și între timp da, cavalerul de băte, adică ceva de genul, dacă vorbim despre o energie masculină, e ceva de genul, mi-aleg pe cineva care nu este chiar atât de smart, de deșteaptă sau nu este chiar atât de deschisă, nu o persoană de care eu să mă pot folosi, care să aibă grijă de mine, care să aibă grijă de copii, de casă, care își vede de treaba ei, iar eu între timp mai mă ocup și de alte cuceriri pe aici. Uite că avem și un cavaler de bâte, pe ascuns, așa că poartă o mască aici. Așa, mai mă ui și în stânga și în dreapta, dacă mai pică ceva bine, dacă nu tot bine. Da, nu, nu. Alegerile pe care le face, da, da. Alegerile pe care le face sunt cumva, nu știu cum să zic. Nu-i pretențios. Nu-i pretențios în alegeri. Nu vrea o persoană foarte spirituală sau o persoană inteligentă sau o persoană care să îl conducă sau să o conducă către idealuri înalte. Nici de cum. Nu. Persoana asta își dorește pe cineva acolo acasă, care să îngrijească de casă, de familie și de ce o mai fi pe lângă. Pentru că e extrem de pământeană persoana asta, sau cum să-i spun. E legată de tradiții, e legată de. Nu merge mai sus de monedele astea, vedeți? Nu merge. Nu pune preț, cum am zis de la început, nu pune preț pe sentimente, nu pune preț pe iubire, nu... Nu-și dorește relațiile alea de doi de cupe în care ambii iubesc la fel, ambii... Nu. Persoana asta nu pune preț pe faptul că iubește sau nu, nu pune preț nici dacă este iubit sau nu, atât de mult. Undeva acolo, în sufletul lor, au ceva, ceva, realizează că ar fi putut merge către ceva mai, un ideal mai înalt, dar nu, simt că nu prea își doresc acel lucru. E prea complicat pentru ei sau pentru ele, e prea complicat, e prea mult. E prea multă bătaie de cap pentru ei. Și atunci se mulțumesc cu puțin. Sunt genul acela de persoane care se mulțumesc cu puțin. Atâta timp cât au uh, o situație financiară bună, atâta timp cât au ce pune pe masă și să mai meargă din când în când la o petrecere, e bine. -i. Cam așa ceva e aici. Și pe cineva acolo acasă, că văd aici Regina de Pentacule, pe cineva acolo acasă care să se îngrijească de bunurile lor. E bine, nu-și doresc mai mult, nu-și doresc o relație de echilibru sentimental în care cei doi se simt fericiți împreună și sunt ok și trăiesc în armonia perfectă. Nu, ce e aia? Nu, 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 nu. Nici nu concep așa ceva. Adică nici nu cred că nici nu cred că își doresc, dar nici nu cred că visează către așa ceva. Bun, hai să vedem totuși și o energie sexuală aici, între voi doi, dacă există. Sau potențial, sau imaginar, sau ce-o fi aici. <laughs> Hai să vedem. Cum vede această persoană? Cum vede? Ce avem aici? Cinciul de spade. Cinciul de spade. Da. Conflicte, conflicte, diferențe de opinii. Nu prea vorbește despre acest lucru. Uh, nu exprimă sau în alte cazuri și dacă exprimă, exprimă într-un mod în care deranjează energia feminină un pic. Iarăși, nu e ceva legat de, iarăși, cavalerul de, de pentacule. Uh, da, nu, nu știe să exprime, nu știe să exprime decât câte văd. Vedeți voi și aici cinciu de spade se bucură de energia feminină, dar aici îi oferă lămâi. <laughs> adică nu știe ce să ofere, nu știe să ofere așa cum ar trebui să ofere, nu, nu știu, ceva lipsește aici. E o lipsă mare. <laughs> Și iarăși totul e mental, cu 5 ăsta de spade, foarte mult mental. Justiția, văd șaptele de cupe, da. Ia să mai vedem. Treiul de băte și-ar dori o îmbrățișare, totuși ar dori ceva, simte un dor, simte dor pentru voi, doamnelor sau domnilor. Asul de spade se simte dominat de voi sau dominată, într-un fel sau altul, Simte că sunteți mai sus decât ei sau decât ele. Are senzația că aveți mai multe cunoștințe sau că știți mai multe, că nu știu cum să zic că uh, din punctul ăsta de vedere, sunteți cu pretenții, pe când ei nu, și patru de spade. <hâng> Nu nu știu să exprime prea mult. Și regina de spade. Și șaptele de cupe. Da. Nu -mi prea îmi place cum iese. Adică, și da, și nu. Nu știu cum să zic. E așa. Eu cred că voi meritați mult mai mult. Nu știu de cine ați întrebat aici. da, uite ce n-a rămas exprimat. Șaptele de cupe, faptul că a visat tot timpul să vă spună ce au pe suflet, să vă spună ce au în minte. <coughs> au regele de cupe aici, uh, moartea într-o poziție întoarsă, e ca și cum că nu au dorit niciodată să încheie această relație cu voi, că niciodată nu și-au dorit acest final. Pajul de spade că încă vă urmăresc, șasele de cupe și turnul. Uh, ce au exprimat nu e ok. Ce a rămas neexprimat e foarte frumos. Adică ce și-ar fi dorit să exprime, ce și-ar fi dorit să vă spună. Uh, că visează în permanență la voi, că se gândesc foarte mult la voi, că au sentimente profunde vis-a-vis -vis de voi de care s-au speriat la un moment dat când nu au știut ce să facă cu ele. Că încă se uită după voi, încă se uită, încă își mai doresc. Șasele de cupe. Cau a fost ce, cel mai frumos episod din viața lor din trecut. Um... Și aici văd regretul că există acest turn, această despărțire, și cavalerul de gâtea a avut intenția sau au cât uneori intenția să vină să vă. Ia pe sus și să plece cu voi undeva în lume, undeva departe, undeva unde să nu vă mai găsească nimeni, dar se temperează. Se temperează la un moment dat. Sau asta, asta le-ar vindeca sufletul, le-ar vindeca inima. Cumva, și aici se tot gândesc, probabil că voi mai aveți pe cineva, sau ei se gândesc că voi sunteți bine acolo unde sunteți, că sunteți bine cu cine sunteți, și că pasiunea s-a stins, că dragostea voastră pentru ei nu mai există împărăteasa și îndrăgostiții și doiul de pentacule, da, ei realizează faptul că alegerea pe care au făcut-o au făcut -o, o alegere rațională și nu o alegere cu sufletul. Nu au știut să exprime. Uite, aici ce au exprimat n-a fost ok. Ce ar fi vrut să exprime și n-au exprimat este superb. Dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că s-au simțit s-au simțit dominați de voi din punct de vedere mental. Este ca și cum au văzut că sunteți mai mult decât ei, că sunteți mai sus, că nu știu, ceva a fost, ceva a fost acolo. Și s-au s-au speriat, le-ați le i-ați făcut să se simtă slabi, ei se simțeau puternici, cumva. Dar cu ursul ăsta aici, din care iese așa ușor, ușor din bărlog, parcă cât de puternici se simțeau ei și pe cât de puternici credeau ei că sunt în fața voastră uh, la că am fost frică să scoată nasul la <laughs> am fost parcă le-ați luat din putere cumva de ce? pentru că voi străluceați altfel vedeți voi, voi aveți steaua ei au ursul ei spământeni pe când voi erați cu totul altfel altceva, ceva ce ei n-au mai întâlnit până acum altă aură aveați în jurul vostru altă strălucire, altfel decât știau ei altfel parcă împlânzați tot ce era în jurul vostru cucereați ce era în jurul vostru nu știu, v-au simțit diferite sau diferiți e ceva aparte dar în principiu ce am văzut în toată povestea asta este faptul că regretă că le pare rău că e prea târziu se gândesc că e prea târziu și n-au avut curaj, s-au mulțumit cu puțin, s-au mulțumit cu firimituri, pentru că n-au știut să vă aprecieze și au crezut că sunteți prea mult și că meritați ceva mai bun. Eu cam atât cred că am avut pentru voi, dragii mei, astăzi. Vă puf, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc tot binele din lume. Numai bine. Ceau, ceau!